Bună ziua, ascultați-o, vorbe un podcast. Atâta. Ok, bun, accept. Asta e primul intro în care sunt bored în ultimele 10 săptămâni. E un podcast, nu pot contesta adevărul. Nu știu cum. V-ați pierdut prin pădurea infinită, v-ați trimis tatăl regele să-i luați melele de aur și v-ați confruntat cu acest produs media? Cum, la fel ca multe altele de pe piață și sincer sperăm că stați, sperăm că vă place ce auziți și în continuare, în ora și un pic ce va urma, veți auzi chestii despre jocuri, seriale, filme, ce ne place, ce nu ne place și glume, încercăm. Apropo de oferta largă de podcast-ul de la ora actuală, da. Nu vreau să pară că sunt ciudos, deși sunt. Da. Că și-a început toată lumea podcast, toată lumea face podcasturi acum. Ah, nu, chill, că o să pice piața repede. Adică e un boom, după care află lumea că, man, I'm not cut up for this, numai noi suntem aia născuți. La un moment dat o să trebuiască să ne întoarcem cu toții la muncă și lumea o să își dea seama cât de mult timp îți consumă să faci un podcast când nu ai orele alea de timp liber în plus pe zi. Datorită statului în casă, carantine, etc. You merely adopted the podcast. Exact, veți vedea noi, voi. Cu bretelele alea, cu vesta aia pe noi, amândoi așa venim în fața lor și we're gonna break you! Citizens! Doamne, ador estetica. Whatever Bane's got going on în filmul ăla, I wanna smear it all over my face. Well, măcar nu-i luceador. Kinda e, though. Adică, dacă stai să te gândești. Măcar nu-i explicit luceador, adică în canonul original era chiar luceador, avea mască de luceador. Deci am un mishmash de Bane, pentru că prima mea expunere la Bane, Batman cred că a fost and Robin. Animated Series original, okay. cred că ăla era. După care l-am văzut în Batman and Robin. Ideea e că eu eram mic, nu știam lore-ul, nu știam canonul și am trăit cu impresia că Bane este un luceador, chimist, profesor, doctor. Aia chestia că era foarte inteligent, cred că și în comicuri, dar și în Batman Animated Series. Era printre ăia puțini care se prindeau cine-i, care nu le scurgea scuipat din gură și se prindeau cine-i Batman, de fapt. Știi care e faza cu villainii din Benzele Stresate? Este că eroul e atât de puternic încât absolut toți villainji recurenți trebuie să fie genius level intellect numai ca să țină pasul cu eroul. Mă stresează. Da, și Joker, de fapt, e expert în arte marțiale, cumva. Nu, am citit Benzele Senate. Joker e un idiot care face bonere. Nu, scuze-mă, da, ăla e Adam West era Joker. Mă refer la Jokerul Latterday. Cred că e prea Adam West. Normal că e prea, ziceam, Adam West e... Nu, scuze, Ante Adam West. Da, știu ce zici, chiar de la începuturi. Da. Așa, da, dar, da, man, nu știu, nu știu, ce vreau să spun este că mainstream comic books may not be as interesting as I was led to believe în liceu. E o chestie foarte curajoasă, te rog frumos, Paul, aplaudă. I am brave and bold. Heartbreaking, the worst person you know, just making a great point. Da, dar, yeah. Da, Bane, I like Bane. And, cred că, uite, I'm willing to cut a lot of slack și de la interstări și de orice dată, pentru că a apărut Bane-ul ăla în viața mea. Oare de ce îți place ție de Bane-ul ăla din alu Nolan? Că he's a beefcake. Ah, ok, chiar că pentru că e fucking comunist. A, da, și aia. I mean, I would take a beef loaf any day. Yeah. E mișto Hardy în general, cam în tot ce face. It is true. Păi dacă tot suntem la discutat despre filme de al lui Nolan, hai să discutăm știrea săptămânii acum, înainte de orice. Aoleu. Anume, un headline, că nici nu l-am luat, că o să fie proiectat trailer la filmul nou al lui Christopher Nolan, Tenet, în Fortnite. Și vreau să știu în ce pula mea de realitate trăim. Trăim în realitatea în care Fortnite acum este și spațiu comercial, dar asta nici cine știe ce. Care-i overlap-ul de jucători de Fortnite și public potențial pentru filmele lui Nolan? Cred că overnight, overnight au zis. E ok, e bun. Fortnite-ul este atât de general ca public încât poți efectiv să vin spațiu publicitar în el. Adică, cred că, de fapt, nu evenimentul îi promoția, ci articolele scrise despre eveniment în ziarele mainstream îs promoția adevărată.
există sinergie cu chestia asta, evident că a fost luată în calcul la nivelul ăla de marketing. Mă gândesc că trebuie să justifice iachturile în care sunt plătiți. Da. Încât, da, ar trebui să fie și asta un factor în reclamă. Dar, da, man, nu mă surprind atât de mult. Nu sunt deloc de acord, dar nu mă surprind atât de mult pentru că reclame în jocuri am mai avut. Aia da, știu. Și măcar ăla cu Travis Scott-ul măcar avea o valoare de entertainment acolo. Era totuși un spectacol coreografiat, erau niște animații acolo, era o experiență. Ăsta e doar un trailer, poate că și să fie mai special, nu știu, o să vină Nolan în spate și o să se șoptească. Păi să fie ca la Rise of Skywalker, o să-ți dea detalii vitale despre film în eventul Fortnite. Aș, ironic, aș adora chestia asta și m-aș bucura de... Să nu înțelegi filmul, să nu înțelegi, efectiv, în Fortnite zice, a, da, și de fapt chiar era un vis all along. La finalul filmului e un vis. Not gonna lie, aș fi un pic erect pentru declinul și, cum era, stai puțin, era un cuvânt pe care folosesc fasciștii mult. Ah, da, sunt expert în cuvinte pe care folosesc fasciștii. Nu, e atât de, e ubicul, e peste tot când vorbesc nebunii. Oh, Doamne. Degenerarea? Degenerarea, așa, mă, degenerarea. De declinul și degenerarea industriei. De cuvinte fasciste, apelați cu încredere la mine. Că e atât de dubios și mă, într-un fel așa, acolo o lacrimă mă lasă și zic, ah, ok, fine, whatever. Dar unele sunt chiar bune, la cu Travis Scott mi-a plăcut, neironic. Nici nu știu cine e Travis Scott, n-au zis să-mi de. Nimeni nu știe cine e Travis Scott pentru că nu era pe age group-ul nostru, de-aia ziceam că nu înțelegeam cel puțin. Și faptul că vorbim... Hai, chestia, aia ziceam, da, asta e de fapt campania publicitară, nu evenimentul care încă nu s-a întâmplat, asta de acum este campania publicitară, nu îl dăm bani, asta am e. Simpuit filmele tale din 2008 încoace. Nolan, you know what? Yeah, just do your thing. Nu cred că îmi place mult special Nolan. Doar îmi plac două, trei filme de la el. Nici măcar nu știu dacă să mă mai gândesc dacă îmi place. Adică și cum așa multe, cel puțin de când e household name. Adică mai puțin na, Following, Insomnia și alea dinainte. Și Memento. Memento e de el? Cred că da. Cred că unul din alea cu time loop-uri. Nu cu time loop-uri, cu Prestige, amnezie de sigur e al lui. Mi-a plăcut Prestige, mi-a plăcut Interstellar și mi-a plăcut Dark Knight Returns. Așa vedea momentul să fie doar scris de frate sau, în fine. Posibil. I don't know. You know, it is what it is. Acest podcast este acum noi căutând pe Google chestii despre filme. Da, I know. Bun venit la Movie Bobs. Ok, aparent, da, aparent îmi plac mai multe filme de la el decât de după Dark Knight. Nici n-aș putea spune că pot să identific cum e un film de Nolan, doar că sunt quality movies la care pot să mă uit. Da, îți bărbați confundându-se cu chestii apăsătoare, poate high concept, poate nu, și femeile sunt undeva acolo, într-un colț. Și iubirea. Mă întreb unde a fost iubirea interdimensională în Dark Knight Returns. N-ai chef să intru iar în discuția asta despre cum ați luat voi ad literam un cad în film SF. Adică crezi că Catwoman era iubirea interdimensională în Dark Knight Returns? Anne Hathaway sigur era, da. Da. Asta a fost un intro improv. Asta a fost episodul nostru. Nu l-am pregătit. A fost doar, wow, this is going places. Hai, Paul, hai să mai tragem de subiectul ăsta. Uităm la filme de Nolan, ceea ce facem, presupun că 24 în 24, ne mai jucăm chestii? Ne mai jucăm oare? Ți-am promis că o să fie un segment pentru tine cu ce s-a jucat Paul săptămâna asta. Îmi dai The Scoop din Tamriel? No, man, fuck off, mai am, man. So close! Nu, voiam să spun că unul din jocurile pe care le-am jucat săptămâna asta, din cele două. Se numește Crimson Clover și este un șmap, cum îi zic copiii. Tinerii. Aha. Un shoot'em up din ăla cu nava. Vorbea despre Tyrion mai devreme. Da, da. Jocul cu nava și cu morcovul care trăgea în chestia. Se citește Tyrion. Whatever. Nu, că așa îl citeam eu greșit când eram mic. Nu cred că îl citea cineva corect. Așa. Ca și Icaruga și toate chestiile astea. Uh-huh. Aproape cu navă, ți-a apăsat pe space, fire go brr. Și da. Te miști stânga-dreapta ca să distrugi câte mulți inamici pe un ecran foarte încărcat. Mm-hmm. Crimson Clover ăsta e un joc făcut de o echipă indie japoneză, am auzit de el de la Super Bunny Hop, că de-aia l-am și jucat, că era acolo un queue de clipuri de la Super Bunny Hop. Da. Aparent piața și scena de jocuri indie în Japonia nu este foarte mare, că e mult mai greu
din un motiv sau altul, să fii indie în Japonia decât în Occident. Da. Să te distingi de ceilalți care fac jocuri. Na, și ăștia au făcut un arcade, efectiv un arcade game din ăla. Și are și estetică cu continuu când mori, cu chestii din astea. E și structurat ecranul ca un arcade cabinet, adică vai, Paul, suprafața de joc e verticală, da? Da, asta e, tu te-ai băgat la The Hardcore și ăsta nu e shoot-em-up, e bullet hell. E bullet hell, shoot-em-up e genul masiv, da, bullet hell, da. E enemy spawning-ul, da, este bullet hell. Îl pot descrie doar ca pe o cacofonie de efecte, lumini și bile care dau damage. Muream... Pentru oamenii care au jucat bullet hell-ul, e un bullet hell. Da. Muream în continuu. Da. Dar nu este niciun fel de singura penalizare. Când mori, că îți resetează scorul. Dar poți oricând să dai continuu, nu-s limitate. Poți tot continui și să termini jocul, efectiv. Da. Îți salvează inclusiv progresul cât viața ai luat la boss. Uh-huh. Din chestia asta. Ți-a apăsat pe Fire, evident, așa se joacă jocurile astea. Nu știu de ce mai trebuie să apeși ceva, de ce nu-i pornit focul by default. Ca să împarți atenția. Și mai ai un mod de targeting, de lock-on. Ți-a apăsat alt buton și te miști ceva mai încet, dar începi să faci lock-on pe dinamicii din jur și că nu-și la un maxim, dacă dai drumul, n-a văzut drumul la rachete homing și dă la țintă câte focuri ai. Pe măsură ce tragi tot mai mult, se încarcă un fel de limit break, nu mai știu cum se numea, cred că chiar breaker sau break. Se încarcă o bară de maxim două ori și poți să activezi break simplu sau double break. În momentul în care devastezi tot, dai un smart bomb pe ecran care rade tot ecranul întâi și după aceea ai rate of fire și range of fire mult mai mare, conul în care tragi mult mai lat și lock-on speed-ul și lock-on cantitatea de target-uri pe care poți să dai lock-on e mult mai mare. Da. Asta e tot gameplay-ul, asta e tot ce trebuie să faci. Inamicii au pattern-uri de atac și chestii de genul ăsta, nu... Ați mai jucat din astea, sigur ați mai jucat din astea. Look, Paul, the go in depth într-un bullet hell. Da, hai să discut. Ce interesant, am observat abia ori pe la jumătatea primului run, pe care l-am făcut, durează jumătate de oră să termini un run. Da. Challenge-ul e să-l termini fără să mori, evident, să faci achievement-urile, scorul și din astea. Să-ți scrii numele acolo pe leaderboard-ul de la tine de pe comp. Penisache. Exact. Da. P-U-L. C-U-R. Da. Dar, ce interesant, am observat pe finalul run-ului că hitbox-ul meu nu era nava, nu-i edge-ul navei. E doar un punctuleț undeva în mijlocul modelului de navă. Ah, doamne, știi cât m-am întrebat chestia asta că le vedeam și mersi că m-ai lămurit. Deci colliderul ăla nu e așa, nu-i tot contru navei. Moment în care am început de la început jocul și mi-a fost mult mai ușor să mă feresc pentru că și deja știam ce parte a navei trebuie să feresc de cacofonia de culori și de lumini de pe ecran. Dar în același timp am observat că chestia că te încetinește lock-on-ul ăla când îl ții apăsat, te încetinește și nu te miști la fel de mult pe ecran, îți și îngustează raza pe care dai foc. Dar asta te ajută să faci manevre mult mai precise. Când ești în mod de lock-on și te miști mai încet. Și am reușit să omor 2 boși din 5 fără să mor deloc. Wow! Ceea ce a fost, m-am simțit cumva, man. Ești mare acum. Da. Anyway, nu, n-aș mai repeta. N-am mai jucat un shoot-em-up de foarte mult timp. Și nici bullet hell-uri și din astea. Și nu-i pentru mine. Genul. N-am jucat nici un bullet hell, cred. Deși e debatable din ce urmează să zic că am jucat. Poate că unul e bullet hell. Era un Jamestown, îi spune. Da. E tot japonez, dacă nu mă înșel. Nu cred că e japonez, cred că e european. E posibil, știu la care te referi, are estetică de Caraibe, frontieră, nu? Da. Este cât se poate de pixel art și arătos. Și e Final Form Games. Da. Fuck if I know, composer da, Francisco Cerda. Dar mă rog, e posibil să fie de, nu de japonez. Da, nu, sunt în Philadelphia, văd că... Da. Ideea este că pe ăsta am jucat și mi-a plăcut ca și gameplay și cred că e la limita aia între bullet hell și just a regular shoot the map și ce am jucat foarte mult e Tyrion. Da, când era mic am rupt pe Tyrion. Ocazional mai intru în Tyrion și mă bag un podcast și până se termină podcastul termin jocul. În punctul ăla am ajuns cu Tyrion în care I have to go through the story one more time. Mersi că mi-ai spus că astea mai încărcate au un hitbox minuscul. E acolo, dacă te uiți se învârte și sclipește. E destul de clar care este weak point-ul. O văd din screenshot-uri acum. Și m-am prins în momentul în care mă loveau proiectilele și nu luam damage.
stai un pic. Trebuie să fie mă o chestie. Mă depășea când vedeam pe oamenii aia cum joacă și era how did you maneuver that? How did you do? Mă gândeam că folosesc iframe-uri, deși nu e exclus ca unele chestii să fie cu iframe-uri făcute. Mai sunt. Dacă nu e încărcat la maxim break-ul, poți să lansezi doar o bombă care rade de pe ecran toate proiectilele și aia poți să te scape. Tot să evitezi de reacție. Da. Da, uite, vezi, ai jucat ceva ce n-ai mai jucat până acum. Crimson așa. Clover World Ignition, numele complet. Crimson Clover, da. Am căutat și eu înainte și eram, this is not going well. Am și mai multe nave și moduri de joc. Mm-hmm. Prima navă e așa, un de la all-arounder, cum te-ai obișnuit, e bun la, la mai multe. Dar a doua navă, de exemplu, are lățimea atacului variabilă. Pentru că lățimea atacului dată de niște drone care sunt pe lângă tine și alea se tot mișcă stânga-dreapta, stau sub tine, se mai răsfirează și ai mai mult... Și diferă la maneuverability, la viteză și una care are toate statisticile variabile. Și este și un mod de joc în care variază absolut tot în funcție de cât de bine te descurci. Nu! Sau de prost. Joci bine și te pedepsești. Exact, ca în Left 4 Dead. Apreciez în shoot-em-up-uri să aibă și un sistem de progresie mai mișto cu upgrading și cu ship upgrades, chestii de genul ăsta. Da, aici nu este. Da. Aici e gândit să faci run-uri scurte de o jumătate de oră, nu să progresezi. Da. Am înțeles. Acesta a fost. Atât ai jucat? Nu, m-am mai jucat un joc, Edgar. Am comis corupție în jurnalism. E momentul să pornesc Gamergate 2. Gamergate 2 începe chiar acum pentru că... A început deja, Paul, nu știi? Nu ești pentru că m-am jucat copia gratuită pe care am primit-o de la ascultătorul nostru, dezvoltatorul Zan, care a făcut jocul românesc Hedon. Și l-am terminat, Edgar, tu ai terminat jocul Hedon. Încă nu, uite, vezi, bun. M-ai prins. Acum, cine este fanul adevărat dintre noi? Cred persoana care a susținut developmentul financiar. Media aritmetică, face media aritmetică, e ok. Și n-a terminat jocul sau eu, care l-am primit moca și acum sunt pe care să comit corupție lăudându-l și... Nu, together we form a mighty gamer. Da. E ok, am zis și citat original la un moment dat într-un episod mai vechi. Probabil. Nu vreau să Nu, sigur, l-am auzit săptămâna trecută. Nici nu vreau să știu. Apropo, cine ascultă și se gândește să se uită în trecut, content warning o să existe și în descriere, dar vă denunțăm de acum. Da. Momentan, până pe episodul 41, mi-e rușine cu ele. Oh, da. Și sper că acolo se oprește rușinea, sper. Să sperăm. Eram mai puțin woke amândoi. Anyway, bă, Hedon, da. Am jucat Hedon, l-am terminat. Pe ce dificultate l-ai început, Edgar? Este momentul să-ți dau rușine. Care e echivalentul pentru Ultra Nightmare? La Doom n-am nicio jenă. Păi, erau așa, m-am uitat la dificultăți, da? Aia de jos de tot se numește Berserk și era stilizată cu topoare. N-am încredere în ultima pentru că face respawning, atâta deci, tot. Dacă dificultatea are un font stilizat, e clar, nu aia vreau să fie experiența mea în primul playthrough. Nu știu dacă aia face ce face și în Doom. Pur și simplu, din principiu, nu. Îți zic ce fac ambele. Și aia de dinainte și am mutat pe ea și zicea că are niște extra spawns, adică îs inamici în plus, îs ammo drops în plus, nu este cum ar veni experiența vanilla a jocului. Așa că le-am ignorat pe alea două și am început pe cel de dinainte. Înseamnă că și te-ai jucat tot pe ăla, pe hardcore. Posibil. Cea mai grea dificultate vanilla, cum ar veni. Restul au nume de genul Greenhorn, Head-On... Gator Hedon. Cute. Nu mai știu. Erau mai niște panți din astea. Head on down to the grocery store. Da. Și hard on. E la greu. E greu. Okay. Fiind, cum ai zis, un joc care nu este doar bazat pe combat, ci și pe explorare și pe... ca și Hexen. Trebuie să găsești obiecte și chei, să rezolvi niște puzzle-uri din când în când. Aparent, pe nivelurile mai mici de dificultate, ai map markers, unde găsești cheile, îs highlighted. Înseamnă că n-aveam. Da. În notițele pe care le găsești, în toate journal entries și astea, ar trebui să apară highlighted chestiile de interes, adică să știi dacă biletul pe care îl citești este doar lore sau ce spune ceva interesant sau important despre nivel. A, deci e un joc Bethesda. Nu, Bethesda nu zice chestiile astea. Bethesda îți updatează direct, îți updatează jurnalul, just ignore it. Mai puțin în Morrowind, Edgar. Da, pentru că Morrowind era atunci la limita aia în care they weren't actually... Un joc bun. Da. Și ce zici de acest retro boomer shooter? Man, dar e foarte bun. Oh, wow, sunt șocat. Da, este extrem de bun, adică armele se simt foarte bine. Se simt foarte bine. Preferata mea e de departe The Frag Fire Cannon, shotgun-ul, ăla care are flamer pe secondary.
am jucat puțin, mai puțin am jucat cu cele două arme principale, cum ar veni, assault rifle-ul care e pulse rifle pe secondary, da, ăla care trage cu cuie, cu spikes, spike gun, cred că îi zice, și da, asta altă. Celelalte le foloseam situațional, alea care au splash damage, arbaleta, lansatorul de poțiuni și... Păi sunt specializate, sunt ceva mai specializate ăla, da. Sunt pentru crowd control și pentru din astea. Dar da, se simt extrem de bine când tragi cu ele. Moștii au arhetipuri interesante. Am recunoscut doar parțial arhetipuri din Doom. Deci nu pot să zic că doar reskin-uri de moștii din Doom. Adică sunt chestii, bilele alea mari care îi zice, a, uite, cacodemonul. Da. Dar cacodemonul nu vine și explodează lângă tine ca un muist. E multă costumizare băgată. De exemplu, știi? Da, da, da. Îs câinii care mă enervează foarte tare. Că vin lângă tine și te mușcă și dau extrem de mult damage. Dar Edgar, da, dacă ai jucat pe nivelul mare de dificultate, înseamnă că a trebuit să te vindeci foarte des. Și vindecat în jocul ăsta îl faci ori colecționând de pe jos, colectând poțiuni care te vindecă mai mult. Stai că îmi dai rușine aici, zi așa și... A, nu, și mâncarea pe care o găsești peste tot prin nivel și îți faci și overheal până la 200. Da. Nu știu dacă e remarcat, Edgar, dar acesta este un joc românesc, pentru că nu știu în câte jocuri găsești ca itemuri care te vindecă leek, polenta, plum brandy. Meni, mămăligă și țuică jocul ăsta, ești nebun? N-am fost atent! Oh my god! Este țuică în joc. Oh my god. Bine, praz, mămăligă și țuică. Lipseau niște mici lipseau, o pungă de semințe Nutline și un pet de noi, Mark. Skinless sausages și sunflower seeds in plastic bag. Și în loc de apple cider să fie noi, Mark. Mini pet de jumătate de litru. It didn't register. Îmi aduc aminte polenta, but it didn't register. Polenta mi-a dat așa un pic de tot, yeah? That's weird. That's something you don't see in every game. Vreau să găsi plum brandy. No. Oh, Doamne, țuică de prune. Jesus, băi, ok, hats off, gata. Dă-l de acu. Apreciez designurile personajelor foarte tare. Da. Apreciez cât de horny. Da, e un joc foarte horny. Da. Apreciez cât de fake sunt orcii. Da. Și apreciez faptul că trebuie să-l joc rușinat și pe ascuns, pentru că tot deam space lângă pereți ca să găsesc secrete și gem într-un fel protagonista când caută chestii. Well, știi, și Duke Nukem gemea într-un fel, dar numai că era mai ok, era mai social acceptabil, I guess, să zic. Nu mi-era rușine. Cu Duke Nukem nu mi-era rușine acolo. Da, dar da. Da, uite, foarte frumos. Ce zici, Paul? Haide, mergi pe o pantă ascendentă spre gloria... Mi-a deschis să știi apetitul. Pentru că l-am jucat pe nivelul cel mai greu de dificultate și se deosebe de jocuri gen Wolfenstein, astea noi, sau... Da, da. Doom se roacă ca și ăsta, nu, n-o să neg. Da, Wolfenstein. La Wolfenstein, când joci pe cel mai greu nivel de dificultate, ești obligat să joci stealth și să tot faci căcănării din alea de scoți capul, tragi un pic. Nu poți să faci circle strafing, că toate armele sunt hit scan și din astea. Aici toate armele sunt projectile-based, dacă nu mă înșel. Cred că da. Și e extrem de satisfăcător să faci circle strafing, să dai seama că nu merge să faci circle strafing cu spatele și trebuie să o faci cu fața și să dai ture prin arenă cu fața, pentru că altfel te blochezi în geometria nivelului câteodată și e enervant. Yes. M-am enervat când mă plineam în pietricele și din astea, că insistam să merg cu spatele sau cu lateral în loc să merg în față. Arenele sunt suficient de mari cât să dai ture. Ai ajuns la nivelul cu băile? Cred că da. Când deschizi niște băi și ajungi la niște piscine și din astea, acolo e primul mare arena fight din joc, cred că prin nivelul 4 sau 5. Sau nu mi-aduc aminte, 2 secunde, poți să intri în apă? Da, poți să intri în apă. Mm-hmm. Apreciez că folosește și funcția la Gâzădumului. Asta vreau să zic the guy's a master of Gâzădum. He knows what he's doing. Ziceai ieri că ai reușit să faci subsurface, oversurface din astea. Da, și am reușit și eu să ținut să zic ceva, că am remarcat și aici ce-mi ziceai tu, că în id tech-ul și Doom Engine-ul în general nu suportă chestii să treci pe deasupra unui... Nativ nu suporta. Da, nativ nu suporta că era chestia, că era o hartă 2D și nu puteai să treci pe deasupra unei suprafețe. Și am remarcat și aici niște chestii cum se făceau. La un moment dat, într-un nivel mai târziu, ai un turn în care urci pe multe niveluri. Și când am deschis harta, pe care am folosit-o foarte puțin în joc, că nu-i nevoie de ea, da, am observat că era undeva în afara, eram în afara hărții, într-o cameră rotundă. Și bănesc că așa se face. A folosit cu teleport fără să semnalizeze. Which is, you know, se mai întâmplă și de-astea. Păi, ce vreau să spun este că în Gâzădum, ca să faci o
o hartă care să pară cât de cât modernă, cum sunt astea din Hedon, ai nevoie de planificare foarte mare și trebuie să știi exact ce o să vină unde și de ce pui tu camerele astea așa. Nu poți să sculptezi după bunul tău plac, pentru că dacă ajungi la un nivel de complexitate în hartă, după care intervii peste sectoare pe care deja le-ai programat și le-ai setat și o să trească să le faci, să le întorci, să le ștergi, să le să le scoți flagul de pe ele ca să le muți în altă parte, e o bătaie mare de cap. Dacă e mult mai eficient de la început să faci ceea ce vrei să faci. Am înțeles. Deci apreciez foarte mult nivelul ăsta complex, foarte scriptate, pentru că omul chiar a avut o viziune și a pus-o în practică. Mi-e place cum fac băr inamicii când tragi cu shotgun-ul în ei. Da, da. They do feel good. Fac foarte frumos băr. Toți inamicii fac băr frumos când îi împuști. Acum, da. Ce apreciez eu foarte mult la jocul ăsta e pacing-ul. Yes. Nu știu că ai ajuns la nivelul Errant Signal, se numește. Mai zi, nu știu dacă ai ajuns. Probabil că n-am ajuns, Paul, pentru că n-am jucat foarte mult. Am jucat cât să știu dacă îmi place sau nu. Guess what? Îmi place. Asta e, cred că e ceva mai târziu. Anyway, e un nivel în care cred că jumătate din nivel nu te atacă nimica. Da. Doar te plimbi prin niște coridoare complet abandonate și găsești chestii și începe să fie din ce în ce mai sinistru. Aha. Și după aia, la final de tot, ai un boss battle și un arena fight imens și e extrem de gratifying chestia asta. Și sunt multe momente din astea, după ce ai o luptă din aia de rupi mouse-ul și îți bate inima în piept, ai momente în care nu se întâmplă nimic ca, nu știu, 15 minute. Da. Cât doar aduni chestii, te plimbi, găsești, na, faci environmental puzzles și chestii din astea. Deja apreciez foarte mult pacing-ul și asta mi se pare mai mult, mai impresionant decât, na, ok, ești technically proficient pe GZ Doom. Mm-hmm. Dar eu acum comit corupția, că știu că ne ascultă. E o singură persoană care au făcut un design de arme și dinamici care e foarte echilibrat. Cred că a avut ajutor la designer la chestia genul ăsta. Da, te cred, am uitat în credit, are și niște testeri și niște playtesteri care l-au ajutat să echilibreze și așa. Dar da, sunt chestii pe care nu ți le dă engine-ul gata făcute, știi? Designul armelor, designul dinamicilor, designul pacing-ul e foarte important și da, e un întreg world design, tot Crystal Punk-ul ăla în care se petrece. Oh, wow, are un nume, vine să mă mor. Așa am zis eu, na, că e bazată pe cristale tot, toată tehnologia. Așa cum i-am zis Blubberpunk la Dishonored. Ah, yes. Dar da, este impresionant acest joc. Mi-a plăcut. Ultimul nivel e lung de tot. Toate nivelurile sunt mult mai lungi decât ai vedea în mod normal într-un GZ Doom. Păi îs cam între 45 și o oră pe nivel, cred că am făcut. Și la prima vedere. Când făceam, nu știu, 45 de minute nivelul și parul era 41. N-ai cum cu parul. Par fac eu în Doom dacă știu unde e totul, da, și ce se întâmplă. Deci, da, nu. Nu te pune cu pala, nu-ți bate cap cu el. Okay, nici mi-am bătut capul, dar îl vedeam acolo. Ce credeai, Paul? Ce credeai? Că la prima vedere, primul tău joc o să faci sub par? Sub par cred că e rău. Știu ce zici. Da, dar sub timpul de par. Da. Dar da. Oi. Da, nu te vezi. Hedon este un joc bun, dar cum pot intra în posesia acestui joc bun? Poți să mergi la www.steamworks.steampowered.com. Da, e bun, Hedon, joc, GZ Doom. Steam și GOG, ambele le țin și puteți să îl cumpărați de acolo. Prețul este affordable, a lot of bang for your buck și e, dacă cum zic mulți și moftică, că chiar nu vreau să fac chestia asta, era dacă îl cumpărați, sprijiniți industria autohtonă. Iată! I never do that. Hai ai noștri, bravo, Simona. Oh, da, hai Hagi, Năstase, Ceaușescu. Oh, ce? vreau să zic despre nivelurile de dificultate. Da. Jocul are cam 10 ore. Un playthrough pe nivelul ăsta greu de dificultate are cam 10 ore. Am saves cam uit în continuu, sper că îți dai seama. Da. Așa se joacă, by design, faci saves cam. Nivelurile după hardcore, am uitat cum se numește ăla de după hardcore, are spawn-uri noi de moști, spawn-uri noi de arme și ai și companions ceva mai devreme în joc, ceea ce schimbă modul în care îl joci. Uh-huh. Dar mai este și dificultatea Berserk, aia ultima, are spawn-urile și dificultatea din modul ăsta de după hardcore, deci cu extra spawns, ca un fel de New Game Plus, cum ar veni. Că asta e ideea și la cel de dinainte, primești arme avansate ceva mai devreme. În ăsta nu ai nicio armă de foc, sunt doar arme melee. Și ai un complet alt arsenal. Ah.
am jucat puțin de tot după ce l-am terminat. Am jucat, îți dă la început un scut și un topor, nu toporul ăla pe care îl iei ca și prima armă, alt topor cu scut, și scutul ăla poate să facă deflect la proiectile înapoi prin amici. Și ai tot felul, m-am uitat pe wiki și am văzut, este un great axe, este un fire hammer, cum de chestii. E un arsenal complet nou fără arme de foc. Deci, da, este mai mult timp de joc și mai mult content de jocul ăsta decât un singur playthrough. Te dracu de developer talentat. Foarte bun. Da. Mi-a plăcut mult. O să trebuiască acum să iau toate căcaturile alea de moși pe care le-ai jucat tu în ultimii ani. A, tot catalogul New Blood, te invit. Da, da. Și Dusk, pe care am căzut de acord că este Disco Elysium-ul. Este Disco Elysium-ul shooter-ul modern. Da. Este. Mă rog, moderne. E modern, Paul. Da, rulează pe un engine modern. Yes. Și Amid Evil și celelalte. Da, da, da. I know. Le știu, le cunosc. Okay. Maximum Action, știi de asta? Nu, nu știam. N-ai zis de el. Wow, trebuie și asta. Long story short, ești un stuntman și trebuie să faci scene spectaculoase de acțiune. Ai bullet time, ai kicking, ai jump kicking, ai sliding și n-ai voie să stai în cover. Mi se pare corect. Poți să dai cu șut un oameni să-i împingi de pe clădiri înalte, poți să dai cu șut un oameni să-i împingi în alți oameni, poți să faci tumbe prin aer, poți să faci jump kick-uri și să tragi cu două mitraliere în mână. Iată. You know? Chestia e genul ăsta. Da, asta e maximum. N-am jucat încă, era super early access, aștept să mai iasă content de pe el, dar cam asta este pitch-ul, the elevator pitch la el și e ok. În schimb, Dave Oshry tot cumpără domain names și mi se pare că ăsta la Maximum Action, pe lângă We Hate Money, care este default-ul pentru New Blood Interactive. Ăsta cumpără în continuu domain names. Da. A scos, în schimb, două domain name-uri pentru două jocuri pe care le-am spus acum. Gloomwood-ul, care este un fel de FIF, foarte, foarte dark și medieval, și Maximum Action, și vreau, nu Maximum Action, mai era încă unul, e mai atâzic, te-ți dau acum ascult pe tot feed-ul lui de Jesus fucking, care omul ăsta postează în dragi. Tu ce ai pierdut dacă ai fi CEO bogătan? Și ăsta în Noua Zeelandă? Nu știu, asta cu pula la soare. There you go. Eu asta aș face, nu asta pe Twitter. Nu m-aș certa cu Dane fucking Cook. S-a certat cu Dane Cook. Și după aia au cumpărat domeniul Dane Cook Sucks și facere direct la site-ul lor. Deci avem Ultra Kill, care este un joc, un first person shooter, posibil procedural, dar are un combat meter ca în Devil May Cry. Nici nu știu cum să încep, îl voi cumpăra cum e disponibil. Vrei să arăți stilul, vrei să faci style points în Doom? Da, vă să fac style points. Și domain name-urile sunt Devil May Quake pentru Ultra Kill-ul ăsta. Și pentru Gloomwood este Thief with Guns. Christ. Ador, New Blood. Cum e mă să faci bani din shitposting? Nu știu cum, dar uite, ăsta pentru Maximum Action, mă rog, se numește Shooty Boom. Noi am primit donații la podcastul ăsta, deci se poate spune că am făcut bani din shitposting. Da, și clasicul We Hate Money și Waste Money. Waste nice. Money. E ok. Da, mă, nu, New Blood sunt up and coming și mă interesează foarte mult cam tot ceea ce fac. I'm a stan for that, I'm a simp for Dave Oshry și pentru toți developerii care lucrează la el, dar același timp și pentru Zan, care face boomer shooter-e, îngăzându-mi un engine cu care sunt cât de cât familiar cu ghilimele în aer. M-am bucurat zilele astea să fac surface over surface, ok, deci I'm still learning, dar cred că pot să fac și apă dacă mă chinui foarte mult. Ok, it's gonna be a long one. Eu m-am jucat în continuare Heroes of Might and Magic, Chronicles, așa nu mai știam cum să numesc. M-am jucat Conquest of the Underworld. Și săptămâna aceasta vom vorbi de un castel care este preeminent în acest episod. The fucking vanilla basic bitch castle cu oameni. Bleh. O să fie destul. Mă aștept să fie necropolisul. Nu, că tu te bați în The Underworld. Tu ești un om. Înțeles. Trebuie să salvezi sufletul unui Griffin Heart, am uitat cum îl cheamă. Cred că Griffin Heart. Griffin Heart se numește dinastia aia de... Da, da. Cealaltă dinastie care nu este aia din Enroth din Heroes 1 și 2. E aia lui Catherine. Mhm.
care am aflat și eu că e căsătorită. Ea este prin, este rudă cu aia din friendzoned. Da, da, e rudă prin alianță, pentru că e căsătorită cu băiatul eroului din Heroes 2. Păi cu Roland, nu? Cu... Da, cu, cu băiatul Roland. Și ea, de fapt, este o prințesă a Erathiei, nu a Enrothului, care e alt continent. Nu mai ai cum să mă faci nerd niciodată când zic referințe de Tolkien, Edgar. Bă, da, you fucking nerd! Tolkien e fucking mainstream. Tolkien, da, e, de ce crezi? Tolkien e, nu știu, Tolkien e ca și cum aș ști ceva mainstream. Aș ști Matrix. Da. Băi, da, deci te duci cu prințesa înapoi pe tărâmul tău natal ca să faci niște colonialism. Ah, okay. Nu, nu, ca să put everybody back into shape, că lumea era prea independentă. Da, the basic castle, Paul. E, începe ușor. Prima unitate e Pikeman, e evoluează în Halberdier, nimic interesant. Absolut nimic fucking interesant. Archerul, care mă supără foarte mult, care o arbaletă în mână. Stai, nu, crossbowmen nu sunt forma evoluată de la archers. Nu, se numesc marksmen aia. Ah, Jesus, fuck. Also, you fucking nerd. E arbalist, dacă vrei neapărat. Oh, este o arbalestă. Ah, uite, arbalistul care trage cu arbaleta. Știi bancul cu Marco? Scumis că nu vreau să-l știu, da, îl cunosc cu Marco. Sunt familiar cu... sunt familiar cu his body of work. Da. Colaborează Arch... des cu Anton, nu? Da, iar cu Anton sunt bufufuz. Este că Archerul și Marksmanul fucking vanilla as well. Nu le zic neapărat în ordine pentru că vreau să-i spun pe ăștia basic. Pentru că sar unul, după care vine Swordsmanul, care iar, ok, he's a guy with a sword, Paul. Vrei să mă caut pe Wikipedia istoria și mitologia oamenilor cu sabie? Eu scuie o să-mi deduce chestia asta, că efectiv îmi listezi personajele pe care le știu din Heroes. Pe asta am făcut și semnă trecută, la castelul celălalt. Am zis că iau fiecare castel. Și zici mitologia, da, din care da, sunt vin toți, da. Ok, ok. Da, deocamdată sunt, mă scuze, am și uitat. Swordsman. Da. Okay. Dar în ce evoluează Swordsman, Edgar? În Crusader. Iată. Și aici intervine mitologia, pentru că de mult vedeți voi, copiii europenii au căutat motiv să ia aur din Orientul Mijlociu și au inventat un război. Au inventat. A fost o retaliere, bară, itching for a cause. Și știți cum era? A jucat și voi Europa Universalis. Casus belli, ăla nu vine ușor. Așa că au așteptat un pic. Dar da. După care avem Griffin, în sfârșit ceva, something for me to do, să dau un quick Wikipedia search pe el. De unde vine Griffinul, că nu mai știu? Griffinul este grecian. Mitologie greacă? Greacă, but it goes further down, pentru că avem creaturi care seamănă, avem creaturi jumătate vulturi, jumătate leu, as far as Acadia of... Ah, acolo unde era Sargon împărat. Acad fame, nu vreau să zic asta, dar ok. și în general în Orientul Mijlociu această creatură și încă o dată e prezența vulturului în Orientul Mijlociu, care se pare că it was a creature of interest for the Middle Easterns. Erau fascinați de vulturi. Ca și noi cu leu. Da, eu să ajungem și la aia. Pentru că grifonul într-adevăr există și în Grecia. Și am încercat să caut niște date mai exacte. Dar lei în Europa au existat as far as primul secol era noastră, în Macedonia. Mm-hmm. Da. Și trace de vest. Am avut și curiozitatea asta la un moment dat. Trace de vest până în secolul 2 al erei noastre, post Isus. You might have heard of him. Și am fost cât de cât mirat. Dar da, este complet plauzibil să existe și mitologia europeană, chit că este doar mediteraneană, păi, dar da. Sfinxul ăla e atât la greci cât și la, cred că, Edip. Sfinxul exista și în Orientul Mijlociu, în Babilonia, deci era ceva ce era prezent acolo. Edip făcea multe chestii cu multe personaje, dar la un moment dat cred că el rezolvă și asta, ghicitoarea Sfinxului. Da? Uite. Da, și după a făcut-o pe Mosa. Acela este Sfinxul pe care știm cu toții, dar el ca și creatură e mai vechi de atâta. Uh-huh. Și Grifonul este și asociat cu Heraldry European și nu e de mirare că upgrade-ul Grifonului este Royal Griffin. Iată. Yeah? Și arată ca și cum ar fi scos de pe un stag medieval. E alb. Da, e desenat ca pula. Da. Cu limba pe afară, toate animalele de pe Heraldry. Toate animalele pe Heraldry zici că îți spun foarte, foarte stângaci, te mușca. Da, da, da. Este... După care avem Moncu.
care... Îmi pare rău de tine. Îmi pare rău că faci asta, că trebuie să faci asta. Eu, nu, singurul castel la care efectiv e cam degeaba să fac chestia asta, dar am făcut-o totuși. Hai, Edgar, de unde vine, din ce mitologie vine călugărul? Din mitologia carpatină, arhetipul lui Arsenie, celebrul călugăr. Dacă vrei să luăm neapărat călugări celebri, mai e și Rasputin, călugărul nebun. Dar aceștia nu sunt niciun fel de călugări interesant. Sunt doar niște oameni în haine, în robe, cu glugă peste cap. Fața nu e vizibilă. Și Rasputin cu... sigur dădea cu Hadouken, nu? Asta e, că dau cu Kamehameha-uri care merg destul de încet. Îți fac Kamehameha's go. Și fac... Păi e doar Kamehameha, nu-i Kamehameha-me-ha-me-ha-me. Trebuie să lungești vocalele mult și să-ți iasă vena prin frunte. E... Upgrade-ul este Zealot-ul, care atunci când am jucat prima oară m-a făcut foarte confuz pentru că era unul și în StarCraft. Și nu știam de ce dracu, un SF și un Fantasy ar avea o unitate care se numește la fel. Eu, un intelectual, aveam o bandă desenată cu Iisus când eram mic, dar era Noul Testament în format graphic novel și erau toți apostolii numiți acolo. Uzi, Tataie, Omul Negru, Rimaru, toți ăștia. Și unul era Simon Zelotul și când m-am jucat... StarCraft am avut invers chestia, man, stai un pic, ce căcat e la un zelot? A, e om cu cuțite, nu? Garam. Unitatea de penultim nivel este cavalerul, a staple of the castle as far as Heroes 1. Și mi se pare că la fel ca în Heroes 1 își păstrează bonusul care era ascuns de mine în Heroes 1 pentru că nu aveam manual, cu atât mai mult merge spre țintă, cu atât mai mult damage dă. Mm-hmm. Fun fact. Pot să-ți spun, te rog, zi-mi, termină cu această istoria nu, cavalerului. Nu, spune acum, că ultimul e cel mai interesant. Nu, cavalerul care se upgradează în ce? În champion. În champion, ok. Vreau să-ți spun cât de tare mă deranja în continuu și încă mă deranjează în de Heroes. Ce? De ce? Că cavalerul are lance. Cine pula mea s-a dus la război cu lance vreodată? Lance din aia de turnir, nu lance suliță lungă. The show weapon. Da, nu, da, da. What the fuck, în puii mei? De ce? Chiar nu găsi nimic care să arate mai... mai cavaleresc decât lancea aia. It pops, știi, pe ecran, it just pops at you. Înțeleg de ce au ales lancea și înțeleg de ce te super că au ales lancea, e ok? Da, ok, sure. Sunt centristul. Sunt, avem acum the last one, the angel. Și am menționat și prima oară când am zis de Heroes că mi se părea fascinant că oamenii au acces la îngeri, dar se pare că, conform lui Greg Fulton, lead designerul la Heroes 3, într-o declarație a spus că îngerii și arhanghelii sunt roboți creați de the Ancients pentru a extermina Kriganii, care sunt demoni. Tu-ți bați joc de mine. Well, știam că Ancients sunt o rasă super avansată, dar sunt actually roboți. Și oamenii ăștia accesează acest oameni. Ei folosesc tehnologie antică și nu știu ce face și ei zic că se roagă la îngeri. Asta s-ar putea să fie în același timp un bit de-al tău foarte lung care ce să mă gaslight-ui. Nu. Și după aceea când zic, după aceea ziceam, man, glumeam, cum căcat să crezi așa ceva. Nu are cum să fie ăsta lore-ul lui Heroes of Might and Magic 3 Chronicles of Arathia. Greg Fulton a fost lead designerul jocului și... Asta face ca J.K. Rowling în puii mei. Vine acum și zice, Dumbledore făcea BDSM cu Grindelwald. Este consecventă lorului extins Might and Magic. Avem precedente. Cum pula mea să fie roboți care se bat cu demoni? Nu, sunt îngeri. Că altfel acești oameni medievali nu și-ar fi putut, concepe această tehnologie. Trebuie să fie ceva familiar lor. Nu te uiți la Ancient Aliens? Bill Gates a făcut îngerii ca să infecteze cu microchipuri COVID-19 toată populația Eratiei. Hai bă! E ok, let's move past this, că putem să stăm pe acest mic detaliu, dar detaliul mare urmează. Pentru că am putut căuta mitologie la îngeri, Paul! Surprinde-mă! O să fii surprins, dar nu sunt bebeluși, sunt războinici feroce al lui Dumnezeu. Atât în misticismul evreiesc, cât și în catolicism. Ei sunt reprezentați în diverse ipostaze și diverse tipuri. They come in all shapes and sizes and flavors. Am auzit că cerubii au gust de vanilie, dar mi-e jenă să aflu detalii. În schimb, avem o ierarhie compilată de Pseudo Dionysius, the Arpagite, este Pseudo Dionisie Arpagitul în română,
din Imperiul Roman. Băi, tu-ți bați joc de mine în continuare. Pseudo Dionisie. E un om care a existat, allegedly. Pentru că da, dar textele... roboți creați de Pseudo... Go on. Nu, asta este real. E un da, text real. Da, 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 da. Ok. Despre fanfic. Nu știu cum vrei să mai am încredere în tine vreodată după episodul ăsta. Vorbim de un fanboy care a făcut fanfic cu îngeri în secolul 5 sau 6 în Imperiul Roman de Răsărit și era catolic. Deci este pre-schismă. Sau post-schismă, dar nu-mi dau seama exact. Am uitat când a fost schisma. Whatever. Adunam la religie. Cred că în jurul 1000 mai degrabă. Deci nu este sigur. Pre-schismă, dar exista delimitarea sau poate fi recunoscut azi ca fiind catolic în origine textul. Și avem așa. The lowest order of angels sunt the principalities, the archangels and the angels. Nu știam că archangelsii sunt efectiv pielea. Parcă ții minte, dar din toate proprietățile conexe, parcă în Preacher erau chestii de genul ăsta, se discuta despre... În Supernatural, sigur e chestii de genul ăsta. Ah, there we go. De-aia stat de pasionare acest subiect și vreau să zic de la chestia asta. The middle order sunt the dominions, the virtues and the powers. Și the highest order, ăia funky multi-winged creatures, sunt the seraphim, the cherubim and the thrones. Cherubim is peste arhangheli. Da. Și au foarte multe aripioare și sunt doar un cap. Aia vreau să zic că designurile din Bayonetta. Asta vreau să zic că erau adevărații fani, adevărații fani ar putea de cunoaște toate aceste categorii din Bayonetta. Da. Adică ai crede că își bate joc de tine domnul ăla japonez care a făcut Bayonetta, dar de fapt sunt mult mai apropiate de cu ghilimele de rigoare, de adevărul teologic. That's he's tapping some rabbinic mysticism right there. Și avem un nume de înger care mi-a sărit în ochi din Biserica Ortodoxă Coptă, Ananiel. Și am zis, da, acela e un nume de înger. Nu pot neagri, cu siguranță este un nume. Este The Reign of God, ar trebui să însemne. Evident, El-ul reprezintă Dumnezeu în chestia asta, este un sufix atașat foarte mult nume de îngeri, de la Gabriel, Raziel, care de adevăr, da, also an angel name, Sărățel și Dorel, tatăl lui Superman. Dorel? Da, chema Dorel, man. Evident. Yes, that is it. Am terminat TED Talk-ul meu pe Castelul Oamenilor, cel mai plictisitor și m-am săduit. Ai încercat. A fost încercare aici, nu pot să neg asta. Îmi pare rău, nu pot să... lucrez cu ce mi se dă de la joc. Altceva n-am putut să fac. O să ajungi la Inferno și nu o să fie cu mult mai ok. Oh, Gog și Magog, deja știu ce o să se întâmple. Hai, Paul, să vedem ce ne duce poștașul. Hai să vedem ce ne-a scris poștașul săptămâna acesta. Ce ne zice domnul Gigi? Iată, Heroes, că Mihai ne zice posibil să mai fi spus povestea asta, dar când aveam vreo 14 ani și eram fiert pe Heroes 4, vorbeam random cu maica mea, care e old school nerd, și am zis de nu știu ce creatură și mi-a zis că e din mitologia X, după care am stat cu ea câteva ore și am zis fiecare creatură din joc și mi-a explicat la fiecare la care știa ce-i cu ea și de unde vine. Still one of the best afternoons I've ever spent. Well, I get it, este absolut fermecătoră povestea asta, ador, yeah, good on you, man. Și zeloții totuși, de ce nu erau din Starcraft? Nu știu, poate că erau Fenix, de fapt. Da. Ajungem și la. Dar, mami, de ce de cu Hadouken călugărul? A, păi mitologia coptă. Aveau multe Hadoukenuri călugării. Așa, și Mihai ia un citat din mine. M-am jucat foarte puțin Heroes 5 și nimic altceva de la Ubisoft, pe care îl califică ca și 90% din jucătorii de Heroes. Păi confirm. Cam așa este situația. Ubisoft le-a făcut foarte unappealing pentru fanii vechi. Yep. Așa, tot Mihai zice, se identifică ca și for fan, ca și mine, m-am stricat. nu, reset Paul. Zi, Edgar, zi gluma ta cu Cașin, Edgar, zi gluma ta cu Cașin. Eu m-am botezat la mănăstirea Cașin. Nu aia. Știi cine zice Cașin în universul Star Wars? Cine zice Cașin în universul Star Wars? Wookiee zic Cașin, pentru că sunt de pe Cașic. Ok, ieși afară, vreau să mă sinucid. Da, deci despre Heroes 4 e cel mai bun din toată seria la cam orice, în afară de combat, unde Heroes 3 edges it, plus că e printre cele mai frumoase jocuri făcute vreodată. Seriously, du-te acum și caută screenshot-uri din Heroes 4 și look at how pretty and interesting to look at everything is. Până și iconițele de skill-uri sunt aproape super desenate. Da, Heroes 4, cel mai bun Heroes, mi se rupe de combat-ul vostru, Heroes 4 e cel mai bun. Nu, combat-ul e o parte atât de mică, dacă iei plusurile din 4 și minusurile din 4, 4 iese on top cam peste toate. Inclusiv în
combat îmi plăcea foarte mult, că puteai să-ți crești erou atât de ridicol, da, de moment în care se bătea, da, singur cu un stack de dragoni. Da! Faza e că tot jocul arată ca un manuscris iluminat, e, uh-huh, e superb, e, și mi se pare că e un par cu Might and Magic cu omolog cu patru care se întâmplă în aceeași lume, dar am uitat care cifre era. I swear to God, încă n-am jucat Might and Magic-urile cum trebuie, o să ajung și la ele. Dar da, sunt jocuri frumoase. You know, New World Computing had their shit together la grafică. Dar pe urmă s-a întâmplat Ubisoft. Așa, apropo de, oarecum, apropo de Shovel Knight, tot Mihai zice că am citit săptămâna trecută Blood, Sweat and Pixels al lui Jason Schreier și nu știam cum să o duc în conversație. E foarte mișto, sunt fascinante poveștile din ea, dar referitor la Shovel Knight, descrie în grueling details cum toate acele jocuri campanii există pentru că le-au promis ca stretch goals pe Kickstarter și au trebuit să lucreze la el gen 5 ani sau ceva până ajunseseră să urască Shovel Knight, plus că erau gratis pentru cine avea deja jocul, deci nici nu au făcut bani pe ele până mai târziu când le-au pus la vânzare separat. Nu știu că erau gratis pentru cine avea jocul sau gratis pentru cine îl backuise pe Kickstarter. Pe, cred că pentru aia care backuise, da, pe Kickstarter. Da. Dar e gata, calvarul s-a încheiat. Au terminat King of Cards și au încheiat Shovel Knight. Au trântit ușa, au zis, da, să nu te mai văd niciodată. Și când, dacă mai vii la mine, să vii cu banii în mână. Exact. Da. Uite, acum regret și mai puțin că le-am dat full price și că le-am dat banii pe el. E ok, e bine. Îi merită. Așa, Cristian zice de, ziceam noi, de gelu din Heroes. Da, da. Din Heroes 3 din Armageddon's Blade. Că în Divinity Original Sin 2, unul din personajele principale se numește Fane. Da, nice. Exact așa, nu e o prescutare de la nimic, e scheletul undead din materiale promoționale și cine-i pronunță numele o zice așa afectat și pătruns. Fane, my dear Fane. Da, este, Fane este, cred că, un substantiv comun. Are legătură cu Thane? Nu, Fane meaning, am știut ce înseamnă. Da, Thane. Uite, e un templu, efectiv un templu, Fane. Ah, there you go. Vezi, știam asta din, din Vivek, din Morrowind. Ah, uite, the fucking nerds. Dar da, Fane, Fane. Așa ziceam și noi când ne jucam Divinity, Fane. Fane the Bane. Este un lider european medieval românesc. Trebuie să mai găsim din ăștia. Sunt dorei în joc, trebuie să fie un dorel. E dorel în Superman, man. A, da, mă, dorel. Tatăl... Da, tatălui, da. Kal-El. Dorel. Nu, e Jor-El, de fapt. Știu. Da, it's, I'm sorry. Sigur sunt și doreli pe undeva. Trebuie să fie un dorel, trebuie să fie un Ananel sau cum îl cheamă pe ăla. Ananiel. Jesus. Așa. Următoarele două comentarii și ultimele de la Cristian și Matei referențiază același moment când ziceai tu că shooting makes everything better în Jazz Jackrabbit, că au reparat Sonic, au băgat arme. Cristian zice, Tim Sweeney a fost producător la Jazz Jackrabbit, poate el a avut ideea să bage shooting, cum ar fi? Nu fals, cred, man. Cristian. Era Cliffy acolo. Era Cliffy, se vede clar că i-a atins de atingerea libidinoasă a lui Cliffy care spune, dă-i o pușcă, man! Bagă pușca, man. Paul pe Twitter, ce ar trebui să fac? Să-i pun o armă în mâna acestui iepure sau eat my wife's ass? Do the wise choice, Cliffy. Săracul Cliffy. Na. Sper că eu trec cu breakdown-ul. Yeah. Așa, și Matei zice, într-un univers paralel, Edgar, ultimul miner de joc nerăpus de cruzimea minelor de cobalt, împinge ultimul car al carierei sale. Ce bir prezinți, duduie vocea insondabilă a stăpânului. Minereu de Deadly Premonition, stăpâne. Ah, shooting-ul makes everything better, Edgar. Da, stăpâne. Am adorat. Da. Am adorat asta. Apreciez minele de cobalt. Pup. Obsesia ta cu minele de cobalt al lui Shang Tsung sau Shao Kahn? Sunt al lui Shao Kahn. Shang Tsung e în ele. Doar le administrează. Ah, Shang Tsung nu, e pedepsit, a fost pedepsit că... la minele de cobalt. A pierdut primul concurs, Mortal Kombat. Da, ca ultimul ratat. Îmi place canonic, Shao Kahn e such a loser, săracu. O câștigat vreodată vreun Mortal Kombat? Nu, n-a câștigat, dar numai că n-a câștigat. În primul e bătrân, e the grand champion, Goro e bodyguard-ul lui, o chestie mm-hmm. mult mai fioroasă decât el, dar canonic îl pierde, după care Shao Kahn îi spune, hai că te întinerezi, poate o să ai mai mult succes, dar așa. Și îl întinerește în doi. The lore of Mortal Kombat, vei să stăm să revin despre aia? Da, sigur, Edgar. Nu! Asta am avut la poștă, nu? Atât a fost. Ia, fie în aici. Că începe rubrica cu adevărat importantă, știrile, unde ne uităm la industrie și ne scârbim și ne moare speranța în viitor. Iar noi odată cu ea. Da, noi murim oricum. Încep. Nu poți să oprești asta, decât dacă faci timp non-euclidian. Hai să checăm acum să creăm timp non-euclidian. Epic Games Store face un partial refund dacă cumperi jocul și după aia intră la sale.
Ai aflat de chestia asta? Nu. E vreo limită de timp sau ceva de genul? Hai să vedem. You recently placed orders from the Epic Game Store. The email reads, the price of your game you purchased were recently lowered. Prices of you recently lowered, so we are issuing partial refunds for the difference. S, în paranteză. Asta a fost un email primit de un tip pe Twitter. Bănuiesc că e o limită de timp totuși, adică nu pentru totdeauna îți dă banii înapoi. Mă gândesc că dacă it goes on sale soon after... Asta cam asta ar fi ideea. Have you ever bought a game digitally only for it to go on sale just a few days later? Annoying, right? Epic Game Store is reportedly streamlining. They're streamlining the process of returning and purchasing a game so the buyer can take advantage of a late-breaking discount with a new automated system which appears to have been rolled out without the usual fanfare. Well, I mean... Nici nu am să mă laud cu asta, da. Deja e în știri, știi, și... Yeah. Pe atunci... Da, ce să zic? Na. Știi că e chestia aia cu... E bun, ok? Chestia asta e bună, as it is? Nu mi se pare. Ok, știi ce e bună chestia asta? Pentru că nu mai stai ca mine așteptând și snipuind reduceri. Da. Îți cumperi jocul știind că dacă o să fie la reducere vreodată o să primești bani înapoi. Acum ideea e că poate dacă foarte mulți oameni cumpără un joc, poate ești dispus. Poate nu mai ești dispus să-l bagi la reducere vreodată pentru că deja l-au cumpărat foarte multă lume și n-ar vrea să le dau banii înapoi doar ca să-l cumpere încă 5. E foarte posibil să fie și o limită de timp aici. Ai dreptate, altfel n-are sens. Nu poți indefinitely să primești reducerea aia, să primești banii înapoi, că așa, da, cum spui tu, nimeni nu o să mai fie motivat să pună la reducere nimic niciodată. Dar, that being said, sunt foarte multe sisteme acum pe Epic Game Store, foarte multe chestii speciale, care sunt mostly for increasing the user base. Da, of course. Nu bag mâna în foc, o să rămână majoritatea acestor sisteme generoase. Las-o să fie așa cum e. Let it happen. Apropo de chestia asta cu să nu intre la reducere, să regreți că l-ai cumpărat, îmi amintesc de ăla care a zis când au aflat că o să fie gratis GTA 5 pe Epic Game Store și zicea, well, fuck me for buying it at launch at full price, I guess. Da, man, fuck you că l-ai cumpărat acum 6 ani și l-ai jucat de atunci în continuu. Că l-am cumpărat pe PC, full price, și nu mi-a părut rău că era gratis pe Epic Game Store, efectiv nu mi-a păsat. Fuck me că m-am jucat 6 ani de zile jocul ăsta. Da, și puteam să-l încep doar acum. L-am jucat de 2 ori, am făcut un stream pe el. I think I got my money's worth. Nu a fost primul scandal de genul ăsta. Mai știi când au făcut Valve Team Fortress 2 gratis? Da. Și a fost scandal pentru lumea, că oricum că toți îl aveau din Orange Box. Nu e ca și cum a dat cineva bani pe Team Fortress explicit. Da, dar nu era mare player base-ul. Știu. Și s-a mărit și a devenit, nu mai știu, era în top 3, cred că an de zile a fost în top 3 pe Steam. Da, și economia de pălării deja este memă. Yep. Hat-based economy, god fucking damn it. Trebuie să call Valve shit din când în când, că și ei au deschis porții de căcaturile astea. Vorbește cu socialistul Tsipras, Edgar, nu Tsipras. Da, băiatul ăla care a fost Varoufakis, care a fost ministru de finanțe al lui Tsipras. Souflakis ăla. Așa. De miel. Da, man, lasă-mă cu... I'm bitter. Apropo de chestii, a ieșit la iveală un build de Gears of War 3 care a rulat pe PlayStation 3. Ai prins bine chestia asta? Ce înseamnă rula pe... Adică era un build destul de măricel din 2011 de Gears of War 3 care efectiv era filmat de pe un PlayStation 3. Era jocul pus pe PlayStation 3. Da, am înțeles, dar... Asta indică faptul că trebuia să fie un release comercial pe PlayStation 3 sau multiplatform? Asta sau indică nu. Faptul că s-au jucat ei și l-au făcut să meargă pe PS3? Este fix asta. S-au jucat ei, s-au făcut să rezerve pe PS3. Și astăzi a ieșit la nivel acest build. Atâta tot. Asta apropo de săptămâna trecută în care Tim Sweeney tot... Simp Tweeney! Da. Waxuia shaft-ul Sony foarte, foarte mult și atent. Are și erori grafice acest build de PlayStation 3 și, you know, era o chestie acolo pe care au făcut-o ei for kick sau poate că a zis Tim Sweeney, faceți-mi și mie, vă rog, un build de PlayStation 3 și acest scârpina pe piele. Da. You all got any more of those PlayStation 3 exclusives? Ca banul de la Sony cândva în 2020. Da. Mă, nu sunt foarte multe știri săptămâna asta, mai am câteva chestii destul de interesante. EA au, odată cu Command & Conquer și Red Alert remaster-urile, pun la dispoziție codul. Moduri, Edgar. Băi, avem deja, e foarte prolifică scena de moduri de Command & Conquer, nu duc lipsă, dar... Dar vor fi și mai...
ce Command & Conquer 1 și Red Alert cam duc lipsă, pentru că nu pentru că ar fi codul sursă foarte ascuns, dar sunt foarte primitive. Dar acum cu remasterul e posibil să avem moduri foarte interesante pentru ele. Și sunt foarte uimit de faptul că pun la dispoziție codul sursă și îl pun la liber, pentru că e ei, nu de alta. Da, înțeleg perfect. Nici nu m-am așteptat să văd. Adică știi, nu-i costă nimic, puteau să-l țină într-un depozit și nu i-ar fi costat nimic. Nimeni ar fi zis, muiși, n-or pus la liber, m-aș fi așteptat să pună la liber codul sursă. Oricum, sunt deja sold on The Remastered Command & Conquer și Red Alert, pentru că am văzut cum arată și din ce am înțeles din dezvoltare, sunt niște, e un rogue team care a convins firma să facă chestia asta. Trec chiar printr-o eră din aia în care încearcă să convingă lumea că nu sunt cea mai era companie din America. Da, o să fie în continuare, doar pentru că scot asta în seamă că e, da, probabil. Da, știu, dar la un moment dat avea o perioadă în care încercau să convingă lumea că nu stai, uite, hai Dragon să... Age, mă place Dragon Age. Hai să luăm așa, this will not change any opinions, e doar un RTS pe care joacă 5 oameni. EA bad. Yeah, EA is bad, but Command & Conquer good. Și îl vedem iar pe Kane. Yes, o să fie în filme. Așa să fie Cristian Tudor Popescu să joace în live action-uri pe Kane. Nu, e Mugur Mihăiescu. Iată. El e Kane. Și e celălalt la, Kel. E la Babadag și zice, peace through power, Costele. Nă seara. Oh, not, nu. Not seara. Există o explicație, GDI. Templul din Sarajevo are o explicație foarte bună. Ei, apropo de filme rele, Call of Duty Black Ops Cold War e următorul joc din franciza Call of Duty. Și acum o să... Confirmat sau încă zbon? Este... Blu, 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 blu. Asta e o întrebare foarte bună. Ți-am închis gura. Activision's next Call of Duty, citeți de pe Escapist. Entry is called Call of Duty Black Ops Cold War and will go back to developer Treyarch's roots according to new reports. While rumor of a Cold War era revamp have been circulating for some time, known leaker Okami on Twitter explicitly stated the game's title today. The name was later backed up by reports from both Eurogamer and VGC. So there you go. Interesant. Deci, cum franciza... Deci da. Mi-ară prin toată seria, exact. Basically, nu? În sfârșit avem răspunsul la ce o să facă când rămân fără Call of Duty-uri. O ia de la capăt. Facem încă o dată. Wow. Trăim în realitatea asta? Yep. Hai că Battlefront 2, Edgar, care din ele nu știm? Da, da, yeah, yeah. Let's say indeed. The good stuff now. Doom Eternal. Oh, ho, 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 da, da. Doom Eternal. Au făcut un bubu săptămâna trecută, au băgat de nuvo anti-cheat software și acum o să-l scoată într-un patch. despite our best intentions, feedback from players has made it clear that we must reevaluate our approach to anti-cheat integration. Marty Stratton, the game's executive producer, wrote in a Reddit post, conform Kotaku. With that, we will be removing the anti-cheat technology from the game in our next PC update. Să vă spălați cu el pe cap, dragi jucători. Wow! Dar, again, chestia asta, ok, îmi place, nu că îmi place, apreciez că se pot schimba, deși trebuie să te gândești la calculul pe care l-au făcut ei, the quick math pe care l-au făcut ei în cap când au decis să-l scoată. Dar e decizia inițială care rămâne și va rămâne în istorie. Why do that? Păi, eu vreau să știu o chestie. Anti-cheat-ul. Am mai avut o discuție cu ăla de la Valorant. Vanguard anti-cheat sau cum se numea. VAC. De la Riot. VAC. Na, acum, ăla era la fel de intrusiv. Îți, nu știu, rula în spate chiar dacă nu voia să ruleze. Au fost probleme. Da. Valve anti-cheat-ul. Da. Cum funcționează? Nu e la fel de intrusiv? Sau pur și simplu suntem noi Sims pentru Valve și nu ne pasă când face Valve aceeași boacănă? Și că poate să fie genul de chestie care s-a întâmplat de atâția ani și noi nici măcar nu eram conștienți că se întâmplă, dar din câte știu, VAC-ul pornește toată cu jocul. Da. Și păi știi că și Denuvo, Denuvo are, da, are brandul ăla neplăcut în, da, spate. Dar Denuvo la fel, pornea odată cu jocul. Nu era as intrusive as the Valorant aici. Dar ideea era că... Avea Denuvo și reputație de Denuvo. Cred că în proporție foarte mare e reputația de Denuvo care a intrat în calcul aici, dar it may or may not have had performance impact. Ok, am înțeles. Gen lag. Yeah, you know.
îmi place că-l scot, I guess. Mi-a plăcut, though, they're going back and forth on this. Fucking Bethesda's running a circus, man. Băi, dar asta și-a mai zis, după ce au avut chestia cu o să băgăm de nuvo DRM în joc, da, la lansare. Da, și l-au pus executabilul neprotejat, după care l-au, era oare deja Bethesda, piratat. Oare Bethesda știu că pot pur și simplu să nu? Cred că nu intră în capul ăla de. Le-a trecut prin cap că ar putea să nu? Nu cred că se poate, nu cred. Cred că au deficiență de vitamine aia de la care iau deciziile astea și nu pot. Într-o zi o să-și dea seama că pot doar să nu și o să le bubuie capul, efectiv. Da, o să fie ziua în care o să învețe să respire și pe nas. Da. Man, putem să nu. Mema cu ăla la ședință aruncat pe geam. True. Mai am o singură chestie și a fost atât de bun titlu m-a făcut, Paul. Orice vei putea spune despre această decizie de a băga știrea asta, e titlul pe care m-a convins să o zic. De pe VG247. Idiot gamers are upset because the harpy in Serious M4 doesn't have her boobs out. Ha! Idiot gamer. Deci, Harpy era cu tuțele pe afară în Serious Sam-urile precedente? Doar în Serious Sam 3. Ok. Acela e singurul Serious Sam în care Harpia avea tuțele goale. În Serious Sam 1 și 2 avea the Leia bra. It is with regret that I must inform you that the idiot gamers are at it again. Crying censorship and partly blaming the developers as well as some sort of imaginary SJW fun crusher force. Some fans of the Serious Sam Shooter series. Cineva avea o zi la birou. Cred că deja era, se freca pe palme și era, this is my day. Some fans of the Serious Sam Shooter series are upset that the Harpy has her breasts covered up in the trailer for Serious Sam 4. Am văzut acel trailer. Apropo, a fost anunțat Serious Sam 4. Am văzut acel trailer. Și momentul în care Harpy apare pe ecran încât să-i poziționeze pieptul generos este un cadru foarte blurry. Eu unul sunt foarte supărat când aflu că nu pot face sex cu femeia cu ghiare și cu aripi. Da, și eu adesea. Milena, cândva, voi veni la tine, iubirea mea, să fiu luceafărul. Mă duc și zic poezii de la geam. Da, îmi place articolul ăsta, îl ador. Can I simp for this, the guy that wrote the article? It is with regret that we inform you. Matt Martin, I stand, dar da. Ce mi-a plăcut și mai mult este că m-am dus pe thread-ul de Steam unde s-a întâmplat chestia asta. Și ideea este cât de cât mai tame decât ai crede. Tipul a zis doar că I'm kind of bummed că nu-i se mai văd țâțele ca în 3, după care, după ce i-a răspuns developerul... A folosit cuvântul cenzură. Este, a folosit, normal că a folosit cuvântul cenzură, pentru că la asta te gândești dacă ai jumătate de creier și ești pe internet, nu mai ai acolo. Nu e o decizie, asta e cenzură. Și a răspuns developerul. Where did I say it was censorship, smiley face? I said it was a design choice that had nothing to do with showing or not showing boobs. I'm guessing the character artist felt this looks better. Even the concepts for the Harpy didn't have fully exposed boobs. I realize someone cares about stuff like this, but design changes are happening all the time. Look at the Scorp or the Kum. It's the Kum? Kunm. Okay, sure. It's the way stuff works. At the end of the day, though, I hope this thread doesn't end up being a place of unrest and fighting. I haven't locked it because it's fun reading up on different opinions. No, it's fun on reading up, like, loser opinions, I'm sure. And passionate answers. Let's keep it clean so it can go on. Peace and love, boobs or not. A zis unul din developer. Unul din croați. Da. Adică, yeah, man, s-a schimbat clear-ul, nu mai e ca în Serious Sam 1. Are you gonna cry censorship about that? But boobs, though. Boobs are the crux of the problem here. Eu sunt supărat, Edgar, că în Dragon Age Inquisition au scos Desire Demon-ul. Oh. Și au locuit cu Despair Demon. Și nu mă enervează doar pentru că nu mai sunt țâțe în joc, cât pentru că Desire Demon-ii aveau și niște quest-uri interesante. Tot timpul era cineva sub vraja lor și chestii de genul ăsta. Și eu am fost foarte supărat în Diablo 2 că sucubusurile nu mai aveau țâțe. Am plâns mult. Îmi doream să existe o rețea globală unde pot să zic cenzură.
Wow. Dar iată. Da, mi-a plăcut titlul. Indeed, Idiot Gamer. Ok, i-am terminat. Bine, hai să vedem ce mai așa. O închid pe asta cu Doom, care a fost snippet. Ah, oh, wow, una singură. Da. Weekday, I'm sorry. Da. Avem așa. Avem confirmarea că Tencent a preluat distribuția lui System Shock 3. Da. Aparent, Other Side Entertainment își păstrează drepturile de proprietate intelectuală. Mm-hmm. Și avem niște tweet-uri și citate... As a smaller indie studio, it had been challenging for us to carry the project on our own. We believe Tencent's deep capabilities, pockets se numesc, and expertise as a leading game company will bring the franchise to new heights. Și Other Side licensed certain rights from us to make sequels. Asta zice cine? M-am pierdut. Xi Jinping. Ah, Night Dive zice. Okay. Night Dive deține în continuare drepturile pentru System Shock și zice că Other Side licensed certain rights from us to make sequels. Those rights have now been transferred to Tencent. Nothing about that transfer in any way impacts our ownership. Foarte bine. Mi se pare că Night Dive încă lucrează la... Da, încă lucrează la System Shock 1. Da. Am aflat, am văzut pe Twitter niște chestii, cineva a pus mâna pe asset-urile originale, high resolution, după care a fost făcut de sprite-urile și a pus o poză cu unul din zombie aia, de la început de tot din System Shock 1, uh-huh. Și zice, your penis right have been revoked. Cenzură. Îmi place, da. Am fost cenzurat. Ai fost. Pip! Mai am aici o știre cu G2A. Ah, ah, doamne, știu. Aia, știu. Aia. Aceea, da. Na. Mi-a scăpat. Am mai discutat noi mai demult de G2A și cum e un loc unde poți să cumperi pe lângă chei de jocuri complet legitime și nevestele pe care ți le vinde lumea legitim. Poftim? Și nevestele de soaice poți să... Așa. Poți să cumperi în același timp chei cumpărate cu carduri furate, cu chestii de genul ăsta. Da, chei da. Frauduloase. Developerii nu apreciază deloc G2A, noi apreciam G2A pentru că era locul ieftin unde îți cumpărai jocuri ieftin. Așa. Developerii au o relație foarte proastă cu G2A, mai ales developerii indie care au mult de suferit când se vând chei cumpărate cu bani furați pe G2A. Da. Că de obicei asta înseamnă că lumea își cere banii înapoi de la compania care eliberează cardul de credit și atunci ai obligații de înapoi și pe lângă faptul că trebuie să dea banii înapoi, trebuie să completezi o grămadă de hârțocăraie și da. Am auzit că este neplăcut. Da. G2A nega că e o problemă asta la ei pe platformă și au zis că dacă oricine poate să dovedească că au fost copii frauduloase vândute prin G2A, o să le dea banii înapoi. Și studioul care i-am uitat, căruia i-am uitat numele, că nu este aici. God damn it. Am dat ce joc au făcut. Ube Software, care au făcut Factorio. Așa, da. S-au dus la ei cu o listă de câteva sute de chei care au fost cumpărate cu diverse metode frauduloase. Erau, cred că, 321 de chei și în urma unui audit intern, G2A a reușit să identifice 198 dintre ele, adică aproape două treimi, care într-adevăr erau vândute prin G2A și le-au dat banii înapoi, contravaloarea undeva la 39.000-40.000 de dolari. Wow! După care au scos o declarație în care ziceau că da, dar dacă stai să te gândești, de fapt e bine că s-a întâmplat asta, pentru că Ubisoft a fost singura companie care s-a plâns de asta dintre toate, că unii probabil că n-au vrut să-și bată capul, și doar 198 dintre chei au fost frauduloase, omițând faptul că erau majoritatea cheilor cu care au venit oamenii la ei. Și că oricum noi vindem milioane de chei și doar 198 pe un singur joc au fost obținute fraudulos. Not sure about that, chief. În fine, G2A continuă să G2-ască. Sunt niște slimy businessmen. Și mai ziceau că nu, n-am vrut să angajăm o firmă externă de audit, că zicea că nicio firmă de audit nu te lasă să publici rezultatele auditului. Și întrebarea mea este de ce? Ai vrea să le publici? Nu, de ce nu te-ar lăsa? Nu-i treaba ta ce faci cu rezultatele auditului. Tu angajezi firma să facă auditul și să-ți dea rezultatele. De ce firma care face auditul ți-ar pune condiții să nu publici rezultatele? Poate că sunt firme de la ex-KGB care folosesc metode secrete și nu vor să afli. Că de fapt știm ce culoare are cacao tău. How? Well, our secret, da. Tovarăș. În fine, e o întreagă chestie din nou. Și G2A iar o reiterat poziția lor că dacă nu am fi noi care să fim piața neagră, piața gri, ar fi altcineva piața gri. Ok, poate să fie altcineva. E ok.
O singură chestie mai am. Mm. Despre Tim Sweeney și Unreal 5. Așa. Aparent, cineva a dat din casă. Un inginer de la Epic China a avut un interviu în chineză publicat pe Reddit, okay, pe un thread Reddit, în care pe un site numit, nu știu, era un nume dubios, bilibili.com. Ok. Avea un interviu. Și cel care a publicat acest interviu pe Reddit și persoanele care știu chineză și au răspuns la thread și jurnaliștii care au vorbit despre video-ul ăsta înainte să fie dat jos. Ah, oh, ok. Pentru că a fost dat jos. Confirmă că chiar zicea chestiile astea în interviu. Mm. Și concluzia era că funcționează la fel de bine, dacă nu mai bine, Unreal Engine 5 demo-ul ăla, la un frame rate mai mare, pe un laptop. Un laptop foarte beefy, cu o placă RTX, cu un SSD foarte rapid, dar nu nici de departe cât să confirme declarațiile lui Tim Sweeney cu viitorul este consola, o să fie mai bune ca toate PC-urile din lume și așa mai departe. Dar deja știam de la alți ingineri de la Epic că poate lua la fel de bine și pe un PC cu SSD. Era vorba că o să meargă decentuț. E posibil să fi pe un PC cu SSD? Să fi zis Sweeney, man, zici că lucrează bine, dar nu zici că lucrează mai bine, ok? Nu, deci ce ziseră ei era că da, o să fie, o să ruleze destul de ok și pe un PC, dar uite, man, pe PlayStation 5 acolo rulează el bine. Și ce înțeleg acum? Înțeleg că mă gândesc că ar fi vânătoarea aia pentru pre-order-ul PlayStation, care probabil că încă nu a început. Nu a fost anunțat nici un launch title pentru nicio consolă. Trebuie creat înainte să anunți ca să bubuie vânzările. It is known, dar nici unul. Ce mă depășește la chestia asta e că why is Sweeney simping so hard? Nu, probabil că are un deal cu Sony, nu știu exact, habar n-am. E foarte enervant pentru mine chestia asta, că nu e nimic oficial deocamdată. Nobody knows. Probabil păi, că... Păi, dar mă enervează că ar putea să zică chestii normale, adevărate, la fel de... Ok, poate la fel de entuziasmante pentru publicul care joacă jocuri, dar da, pentru, nu știu, dacă stai și urmărești industria de aproape. Pentru că am ascultat oameni vorbind despre Unreal Engine 5 și ce face, mi-a explicat și Alin, da, când am discutat cu el și am auzit reiterat aceeași chestie de la oameni care fac jocuri, că marele avantaj la ce face Unreal Engine 5 e că nu mai îți ușurează foarte mult munca. Da. Nu mai trebuie, pe lângă na, ce vorbeam eu mai de mult cu RTX-ul și cu rahaturile astea, uh-huh, faci chestii pe care să arate la fel de bine ca și cum arată ca cum. Cum arată acum? Ca așa. Da, cu mai puțină muncă. Da. La fel și la chestia asta cu îți scanezi obiectul, importi cu câte milioane de poligoane, triunghiuri, căcaturi are el și e acolo, e încărcat și se vede cu detaliu maxim oricât de departe ai fi de el. Nu mai trebuie să-ți faci o pietricică, să o faci de 4 ori, să aplici 4 texturi diferite pe ea, cu loduri diferite pentru diferitele distanțe la care poți să fii de el. Și să ai și logică în spate care să încarci pietricica aia, varianta 3, varianta 4, în funcție de dacă ești la 50 sau la 100 de metri distanță. Și acum pur și simplu ai rezoluție maximă, detaliu maxim, poligoane maxime, indiferent la ce distanță ești de pietricica respectivă. Avantajele evidente ale Unreal Engine 5-ului aside, odată ce iese pe piață consola, primul lucru care o să se întâmple o să fie un benchmark, o să compare cum rulează cu un PC, și o să iasă imediat, uite, în cel mai bun caz rulează la fel, în cel mai rău caz tu-i sine să faci de căcat. Păi eu nu știu, na, poate nu mă pricep pe cât de bine cred, dar ok, ai hard disk-ul, îți încarcă foarte repede, da, din memorie obiectele și ți le pune acolo. Da. Ok, super, mă bucur. SSD-ul e foarte rapid, știm toți că e foarte rapid SSD-ul. Tot trebuie procesor, tot trebuie un bottleneck undeva. Că tot trebuie făcute calcule ca să îți pună în scenă sau să le scoată obiectele în funcție de... Nu știi ce... Nu hard disk-ul face tot. Nu știi aici ce MacGyver e în PS5-ul ăla? Că la asta se rezumă toate consolele astea. Au niște chestii făcute acolo prin Eldritch Spellcraft și le accesați de direct din SSD, if that even possible, sau rulează în paralel. I don't know, man. Nu, trebuie în SSD doar le stochezi, nu le accesezi cum ar fi. Trebuie să le încarci, păi în memorie. Trebuie să le pui într-un buffer ceva de memorie, nu știu, RAM, mă gândesc. Păi da, dar procesorul accesează memoria, indiferent că e RAM sau că e hard disk. Procesorul trebuie să aducă informația, da, să o plaseze dintr-un loc în altul.
Whatever. Sau GPU. O să apară PS5, o să vedem toate chestia asta. Cine face pre-order la PS5 ar trebui să nu, să se încă, încă nu este niciun joc anunțat. Da, dar e deja, se scrie, deja nu începe. Se pune să se scrie. Nu, nu, nu se pune. Dar deja începe hype-ul. Îl simți, nu? Îl simți. Băi, dar apare peste 6 luni. Da, da. Și încă nu știm cu ce. Da, și ideea este că atunci când va fi anunțat, trebuie să bubuie butoanele de pre-order. Știi cu ce a ieșit PlayStation 4? Cu ce? Killzone 3. Ador. Sau Shadowfall, sau cum se numea, atât. Ador. Și erau glume, pe net un an de zile după ce, după lansarea PlayStation 4, a început să iasă titlul efectiv, era The Bloodborne Machine, că Bloodborne era singurul joc da. Exclusiv ca lumea pe care puteai juca pe el. Și după aia au început să apară. Da, și o perioadă brusă de astea, remasteruri de PS3, da. Cu Uncharted și The Last of Us. Mă supăr dacă cealaltă serie de jocuri bune exclusive de PS4 au apărut abia pentru Pro, care sunt cât de cât sunt recomandate să fie jucate pe PlayStation Pro, sau au ceva graphical enhancements pe PS Pro. Graphical enhancements sunt de obicei că poți juca la 60 frames sau că poți juca la rezoluție 4K, da. Dar eu am jucat cam tot ce a ieșit exclusiv și high profile pe PS4 și am fost mulțumit de cum se mișcă și cum se vede absolut fiecare dintre ele. God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, care nu mai este exclusiv, deci nu mai contează. Ha-ha-ha, ai văzut tweet-ul ăla cu că poți să încalci convenția la Geneva? În Horizon da. Zero Dawn, dacă alunci cu pietre în mașină conform lui Benjamin Netanyahu? Da, e act de terorism să ataci cu piatra o mașinărie. Blessed tweet. Am aici niște tweet-uri de la SimpTweeny. Oh. Pe Twitter referitor la interviul ăsta. Vreau să observi cum nu adresează nimica din, yeah. din interviu. Deci în general ăsta zicea că, a, da, lume, se mișcă bine. Uite, ăsta e același demo rulând la mine în editorul de Unreal și uite că se mișcă mai bine decât în video, pe laptop. Da. Și zice unul numit False Gods pe Twitter: "It's not a rumor, actually, the stream is publicly available by Epic officials in China. The demo ran at 1440 and 40 FPS. And they mentioned that the dependency of the SSD is way over exaggerated. I have the stream and timestamps on my profile. I'm a guess Sony marketing deal." Și Tim Sweeney răspunde: "Da. They're playing the video on the stream. Do you see the .mp4 in the title bar?" Ceea ce da, într-adevăr, rula un video da. în ăsta. Tim Sweeney, deja vreau să-i zic accidental simp, Tim Sweeney insinuează că e același video ca și cel de la prezentare, dar tot ce a zis inginerul ăsta în video, în interviu, e că merge la 40 de frame-uri pe secundă la mine în editor. Nu zice, uite aici footage cu el, uite aici rulând la 40 de frame-uri. Da. Și răspunde altcineva: "Why not simply release the in-depth analysis talk next week and showcase how it all really works, including the memory and SSD management and how it performs on other systems at the exact same quality, ending the whole speculation. I don't see a reason for the wait." Și răspunde Tim: "All of the next-gen console hardware is unreleased and still under NDA. Early next year, we will release the first public preview version of Unreal Engine 5 with a full C++ source and everyone can dig into it as much as they want." Okay. Ok, o să vedem atunci. Vreau doar să spun că asta este după lansarea lui PlayStation 5. Ah. Conveniently. Păi da, da, mă gândesc că trebuie să fie și acel hardware public, I guess. Ar putea să lanseze doar pe PC, două. Da. O parte din mine își dorește să fie adevărat orice ce Tim Sweeney. Să fie PS5-ul cu o ordine de magnitudine mai mare decât, mai bun decât PC-ul. Da. Pentru că vreau să vadă și oamenii care se joacă pe console cum îi să te tragă în spate alte sisteme. Wow! Să știi că se poate mai mult și să nu poți. O să... No, nu o să fie aceea. Nu o să aibă efectul ăsta, chiar dacă are sistemul ăla bun. Tot o să ai același joc. Nu, măi, deci potențialul este acolo. Există posibilitatea teoretică să faci asta, dar foarte mulți dezvoltatori o să profite de ocazie, nu ca să facă dita mai jocul turbo super detaliat pe care deja îl pot face, ci ca să își optimizeze pipeline-urile de producție, să nu mai trebuiască să facă același obiect de câte 4 ori. Și mi se pare normal. Aici or să facă. Da, e normal, pentru că asta vor. Vor pipeline-uri mai eficiente. Toți developerii pe care am văzut pe Twitter vorbind despre asta ziceau că în sfârșit putem să ne optimizăm pipeline-urile. Când se vorbește despre crunch și despre cum putem să scăpăm de crunch de la Rockstar până la Naughty Dog, toți vorbesc despre încercăm să facem pipeline-uri de producție mai eficiente. Aici sper să văd. Vreau să văd jocuri care arată la fel de bine ca generația asta.
ăsta mi-okay, da, care se produc într-un, se produc mai repede, se produc mai ușor, se produc cu un cost mult mai mic, atât monetar cât și în sânge și sudoare și pixeli, vorba lui Schreier. Este... Ar fi o idee foarte bună să se întâmple chestia asta și să fie efectul PS5 și la Unreal Engine 5. Wow, am mers cu 5. Wow. Oare o coincidență? No. Simp Sweeney strikes again! Poate ieși cu fontul de PS, ar fi tare sau pără Unreal Engine 5. Cu fontul de... fontul de Spider-Man. Așa, e că... Ce vreau să zic? Văzusem un tweet de la văzusem un tweet care spunea că care a fost jocul care te-a făcut să zici da, ăsta e viitorul grafic, care te-a impactat. Și am avut răspunsul clar. Momentul în care am reușit să facă Doom 3, să înveze pe calculatorul de acasă, ăla a fost primul moment în care am zis ok, the future is now, old man. Acele umbre, încă le țin minte, impactul vizual pe care l-a avut, acele modelele cu bump mapping-ul ăla, am zis, tăte de sunt prea Uncharted multe 4 la mine. Oia deja este altă... Da, hai să zic de ce. Acolo am văzut HDR-ul prima oară. La tine HDR-ul a fost? Ok. La mine umbrele. Și al doilea a fost cu Crysis-ul, în care am văzut Crysis-ul rând la un frame rate decent la mine pe calculator și am zis, fuck, this is it. Hai, gata. Vezi, eu l-am jucat out of order, am jucat Crysis 1 în 2013 și da, genul ăsta. Dar cam ăsta sunt pragurile și da, și cum am zis și noi la podcast, praguri atât de mari n-au mai fost de atunci, grafic vorbind. HDR-ul, da. Aside, care este, adică, să punem aside, nu, că și ăla e totuși un cum îi spune, evoluție grafică. Dar de o chestie post-procesare, nu e o chestie care nu pune load pe placa video cât pune pe ecran, pe monitor. Vorbim de poligoanele alea și realismul. Da. Și gata, we should stop chasing that. At this point, gata, chill. Nu mai zic, am mai zis asta de 7000 de ori. Dar o să începe generația asta de console să se înceapă toți cu uite ce poate faca noastră. Și după aia vine Nintendo și spune noi avem Mario și e Mario cartoonii. Și da. Da, it prints money, era mema cu Wii-ul când a apărut și a spulberat cu competiția. I-a distrus pe toți și erau toți, wow, Xbox 360 avea atunci jocuri și PlayStation nu avea putere și vine Wii-ul și zice Kirby go brr. Da, exact asta a făcut și era hardware de GameCube, era cu generație în spate. Rulau pe hardware de PS2 și scoteau jocuri și lumea îi juca și asta e, asta s-a întâmplat. Deci keep that in mind când cumpărați console noi și vreți să vă băgați la generația nouă, dacă asta ați vrut vreodată, dacă nu, nu, deși publicul nostru probabil că nu se... ce să mai zic, Paul? Asta a fost știrile? Da, jucați head-on. Bun, mai am o chestie care may or may not go după poșta redacției dacă ai tu chef și timp. Prietenul, Mihai Ilioaia, ne-a făcut, a făcut încă un quiz bombă, cum adesea face, fiind apt în acest skill și ați putea să dați o încercare, să-l jucați. Este... O să-l pun. E ăla cu quizul de jocuri video pentru oameni care nu au jucat jocuri video niciodată? Este un quiz foarte entry level. L-am făcut, am fost anunțat că sunt pe locul întâi odată ce l-am făcut. Nu știu dacă încă sunt acolo acum. Asta a fost acum erau relativ ușoare întrebările pentru că ai două unghiuri din care să le ataci, cultură generală sau jocul video. Cu multe ghilimele, cultură de gaming. Băi, nu, he goes pretty in depth. Adică sunt chestii de de Civ 6, sunt chestii de niște întrebări destul de obscure. Nu știam. Băi, nici eu, e ok. Am zis și eu acolo. 4 n-am știut să răspund la ele, și restul cred că am răspuns la toate corect. Știu că am luat 31 din 40. Atât. 31, mamă. A fost sunt trebuie să văd cât am luat eu. Să-mi zici, ne comparăm scorul după faul la baie. Da. O să pun la link-ul. Da. Mergem la vestiar, ne comparăm scorul. O să pun link-ul în descriere. Da, te rog frumos și please go. Și în general stați cu ochii pe el că mai pune quiz. Da, o să mai fie activ quizul. Da, până vineri. Au timp oamenii să-l joace până vineri. There we go. Păi, acestea fiind spuse, s-a făcut târziu și trebuie să ne ducem în coșuc, să dormim, nu? Da, da. Suntem doi andezi foarte cuminți, dormim noaptea. Și mâncăm tot din farfurie, etc. Da, tot din craniu, mâncăm tot din craniu. Mănâncă tot din țeastă! Ai lăsat ultimul dumicat, ăla-ți dă forță, antiviață. Păi, eu am fost Edgar.
Eu am fost până, ne găsiți pe YouTube la Joc și Vorbești pe 16, ne găsiți pe Spotify, iTunes și SoundCloud și pe toate aplicațiile de podcasting la All Vorbe, ne găsiți pe Facebook la Joc și Vorbe și ne găsiți să ne dați bani dacă vreți pe coffee.com să Joc și Vorbe. Eu am fost Paul. Și dacă nu sunteți cuminți, ne găsiți la micul dejun mâncându-vă cerealele. Ciao. Ce-a fost aia, bye.